Salut! Băi, fraților, trebuia să vină și asta, să vină și momentul ăsta, deși a venit de undeva de unde nu mă așteptam să vină, a venit de la urmăritorii mei. Am primit o reclamație împotriva mea la IPJ Bihor, prin care se reclamă faptul că eu fac ceva ilegal, ceva nu în regulă, pentru că n-am mai văzut, n-am văzut până acum polițist să facă YouTube în uniformă. Bă, ilegal, nu ilegal, are voie sau nu are voie? Așa că o să vă dau citire petiției trimise la IPJ Bihor prin mail de un cetățean de bună credință. Ca să înțelegeți mai exact, o să vă citesc așa în mare cam ce spune acest domn. Petiție, atenție, petiție. Subsemnat, așa, nu contează numele, că e dreptul lui la petiție, da, dreptul constituțional. Bună ziua! Aș dori să știu un punct, nu de vedere, un punct referitor la imaginile și materialele video pe care le postează angajatul dumneavoastră, Octavian Perțea, adică eu, în platforma YouTube, pe canalul Tavi Perțea, adică tot eu. În majoritatea postărilor este îmbrăcat în, cu litere mari, uniforma poliției și are diverse opinii despre diverse subiecte. Bine, eu am și aceleași opinii despre diverse subiecte, dar nu v-ați prins voi. Bun. Desigur, dreptul la liberă exprimare este garantat, ca și dreptul la petiționare, de altfel. Însă, dacă angajatul dumneavoastră este îmbrăcat în uniforma poliției, se poate înțelege greșit că ceea ce exprimă Octavian Perțea, adică eu, este de fapt punctul de vedere al poliției, adică ei, putând aduce astfel un eventual prejudiciu de imagine poliției, adică în general. În continuare, în unele videoclipuri apare în uniformă în spațiu închis, fără a purta masca de protecție conform legii 55/2020. Astfel se creează confuzia. Două puncte. Ofițerul încalcă sau nu legea, adică eu? Este sau nu în timpul liber? În timpul meu liber. Având în vedere că poartă uniformă. În concluzie, deci a tras și concluzie, aș dori să știu următoarele lucruri. Două puncte. Punctul numărul 1. Dacă prin videoclipurile încărcate pe platforma YouTube, paranteză, spațiu public, știe ceva știe, nu e chiar așa, în care ofițerul Perțea apare în uniformă aflându-se în timpul liber, deci știe că am fost practic în timpul liber, nu știu de ce mai întreabă, da, mă, încalcă legea 360/2002 privind statutul polițistului. Ăsta a fost primul punct. Dacă este autorizat să folosească uniforma poliției în scop personal, mai ales în postările sale pe YouTube. Și 3, decisiva, eventualele sancțiuni dispuse. Bă, mă așteptam la orice reclamație, la orice sesizare, mă așteptam la sesizări din oficiu, dar nu mă așteptam ca cineva care mă urmărește să facă o plângere. El credea că nu știe nimeni, a crezut că mamă, fii deja l-am prins pe ăsta. I-am prins pe ăsta acum. Băi, Tavi Perțea face YouTube în uniformă, v-ați prins? Și ăsta să zică, cine? Tavi Perțea al nostru? Dumnezeule, dar el este un băiat supus, un băiat liniștit, un băiat tăcut. Nu cred eu că poate să facă Tavi Perțea așa ceva. Să nu spui că a fost și la Măruță în uniformă, că draci îl găsește. El a crezut că ce surprinde, adică el chiar credea că eu nu mă documentez, că ceea ce fac eu fac așa, de parcă aș fi făcut pe un grup privat, știi, pe WhatsApp și nu m-a văzut nimeni, gata, l-am prins pe ăsta acum, e pe YouTube, spațiu public de altfel, înțelegi? Și acum nu vorbesc cu cetățeanul, că n-am treabă cu cetățeanul, e dreptul la petiție, dar eu încerc să fac lucruri bune, lucruri utile, bă, n-am făcut nimic circ, n-am făcut scandal pe canalul meu ca să învăț oamenii legea. Ce să faci dacă ești înșelat de samsar? Cum se transportă legal copiii? Ce să faci dacă ești implicat într-un accident? Să nu părăsești locul accidentului. Nu te dezinfectezi cu spirit la volan pentru că riști să rămâi fără permis de conducere. Te-am învățat procedura, care sunt sancțiunile legale. V-am explicat care folii sunt omologate, care sunt neomologate, care lumini sunt omologate, care anvelope sunt neomologate. Încerc să ajut oamenii, să ajut viitorii polițiști, să le dau informații pe care mie nu mi le-a dat nimeni. Tocmai pentru a avea peste câțiva ani împreună niște polițiști care să se regăsească în locul de muncă. Încerc să fac lucruri utile și domnul cetățean s-a simțit lezat. Bă, dar ceva nu e ok, ceva nu e în regulă. Ceva... Păi n-am mai văzut polițiști cu adică polițiști, dar ăsta face ce vrea el. Ăsta când iese din serviciu intră așa într-o capsulă, polițistul intră într-o capsulă și nu se mai conectează cu realitatea, nu știe ce. Iese când iese din capsulă, cu o jumătate de oră înainte să intre în serviciu, iese din capsulă, face un duș, trece la lucru și bam, 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 că noi asta facem aici, noi suntem roboți, noi n-avem viață privată, n-avem... Păi ca să vă explic tuturor, nu cetățean, cetățeanul va primi răspuns în scris oficial de la organele competente, nu-i treaba mea, da? Bun, eu mi-am spus punctul de vedere acolo și vi-l spun și acum vouă. Ceea ce fac eu este o activitate independentă și conform prevederilor legale. Îmi asum răspunderea pentru tot ceea ce fac aici, studiez foarte bine legea înainte să postez ceva, astfel încât să nu încalc legea, indiferent că este 360 privind statutul polițistului, că este orice altă lege, inclusiv informațiile pe care vi le ofer, vreau să mă asigur că sunt corecte din punct de vedere legal. Indiferent că sunt în timpul liber sau sunt în timpul serviciului, eu mi-asum răspunderea. Tot ceea ce am făcut este public, nu este secret, ori toată lumea poate să verifice, să se sesizeze și, eventual, dacă, cum a spus și domnul cetățean, să se ia măsuri. Dar atâta timp cât eu nu aduc prejudicii de imagine poliției, iar uniforma pe care o port pentru că o merit. Această uniformă este muncită de mine, nu mi-a bătut cineva la ușă, bună ziua, bună ziua, avem aici o uniformă, ne-a rămas, nu vreți să o luați dumneavoastră, să mergi să dați la oameni așa pe strădă. Nu, această uniformă o merit pentru că am muncit pentru ea. Am stat 4 ani de zile în liceu de poliție și am stat 3 ani în Academia de Poliție. Am muncit pentru această uniformă și este dreptul meu să o port. Atâta timp cât nu aduc prejudicii de imagine poliției și fac lucruri conform legii. Iar dacă vreodată o să încalc legea, mi-asum răspundere. Nu o să fug să spun că stai, nu sunt eu ăla. Ăla e altul care e acolo pe YouTube. Nu, mi-asum răspundere. Și acum ca să vă mai explic, domnul cetățean și-a dat seama că s-ar putea să nu fiu luat prin surprindere la asta cu uniforma și a zis, bă, dar totuși, bă, era în spații închise, bă. Trebuia să aibă mască. De ce n-avea mască? Pentru că sunt acasă la mine, domnul cetățean. Pentru că în alte videoclipuri în care sunt în spații închise, nu prevedea legea să port mască. Pentru că nu e nimeni atât de bătut în cap să stau fără mască, deși știu că este obligatorie masca, știind că îl și postez. Plus că eu port masca, eu cred în beneficiile măștii, da? Păi nu, el vrea să stau acasă, adică vrea să stau aceea la mine acasă, să mă filmez la mine acasă cu masca pe gură. Și se zice, salut, salut, sunt eu. Nu, dar el așa, poate mă prinde aici, poate undeva la agățăm, mă, să-i punem piedică, mă, dar de ce vrea el, mă, să învețe oamenii de bine, mă? De ce, mă, dar să nu învețe, mă, pe nimeni să nu învețe. Marele lui dezavantaj este că n-am de gând să mă opresc și voi purta în continuare uniforma de poliție conform legii. Nu voi aduce prejudicii de imagine și o să port uniforma de poliție dacă ați observat atunci când vorbesc despre lucruri legale și din domeniul polițienesc expres, da? Când am făcut experimente cu alcool testul și am băut o bere, am băut un coniac, am făcut civil, că atunci n-am vrut să aduc prejudicii de imagine. Știam și treaba asta, nu trebuia să-și vină domnul ce. Și zice, stați puțin să vă citesc, zice așa. Deci este autorizat să folosească uniforma poliției în scop personal? Zice, se poate înțelege că ceea ce exprimă Perțea Octavian este de fapt punctul de vedere al poliției. Pardon, eu tot timpul am spus, atât în descriere cât și la majoritatea videoclipurilor, că tot ceea ce vă spun este un punct de vedere personal. Eu nu sunt purtătorul de cuvânt, sunt un polițist pe persoană fizică, cum s-ar spune. Am spus treaba asta încă de la început, o spun aproape în toate videoclipurile la început și o spun și la descriere la toate videoclipurile. Tot ce vedeți aici este punct de vedere personal. Dar să vă spun de unde a pornit această supărare, pentru că l-am recunoscut după nume pe domnul cetățean. Din comentarii mi-am dat seama că ne-am contrazis la acel vlog cu sensul giratoriu. El a fost supărat că eu am venit și am luminat oamenii cu sensul giratoriu. Și repet, am spus-o și acolo și am spus și acum. Bă, pentru sensul giratoriu garantez că e bine ce zic acolo și că-s pe lege. El a fost supărat că 20 de ani a trăit în întuneric. Bă, 20 de ani a acționat ilegal, a acționat greșit, a făcut prost în circulație, da, a condus prost, a condus greșit. Am venit eu după 20 de ani și am demontat, mă, motamo, legal, cu argument, fiecare idee preconcepută din mintea lui. Bă, este atât de ofticat că am făcut treaba asta, încă nu mai știm. El se uită, bă, dar ce, cum să facem să-l oprim? Cum să-l facem să-l oprim? Pentru că el știe că eu voi continua să aduc argumente cu circulația în sensul giratoriu, astfel încât toată lumea să respecte legea în țara asta, să nu mai fie niciun dubiu. Și pe motamo pe fiecare parte. Asta era supărarea lui. Asta era supărarea lui, asta era supărarea că de ce fac eu în uniformă, că de ce fac eu fără mască, că de ce poate îmi pune pe zi, că să creadă lumea că el are dreptate. Nu. Pe așa vreți voi să vă luptați cu cineva? Așa vreți voi să vă impuneți punctul de vedere? Blocându-l pe celălalt? Nu, în niciun caz. Va fi greu, foarte greu să mă blochezi atât cât sunt pe lege. Da? Conform legii n-aveți cum să mă blocați decât abuziv. Abuziv nu știu, nu mă pronunț, o vedea mai departe. Dar el era supărat cu treaba asta. Așa că, încă o dată, trebuie să înțeleagă toată lumea. Ce fac eu aici? Este o activitate individuală. Scopul acestor postări ale mele este de a educa oamenii și de a le prezenta anumite lucruri pe care ei nu le cunosc. Motivul pentru care vă pun și textul de lege este ca voi să analizați, că poate eu greșesc, nu contest treaba asta. Am avut suficiente exemple în viață și în carieră când mi-am dat seama apoi că am greșit. Accept orice critică. Bineînțeles că nu sunt perfect și că nu dețin adevărul absolut, dar argumentat. Haideți să ne contrazicem și să dezbatem argumentat și fără din astea. Cum ar fi, adică dacă unul îmi scrie mie un comentariu răutăcios, eu să-l opresc pe el și dau amendă că nu știu ce, să-l dau maxim. Nu, niciodată n-am făcut, nu voi face treaba asta, nu doar pe YouTube, nici înainte. Au fost oameni care m-au jurat pe Facebook înainte sau alte chestii, dar nu niciodată n-a fost o chestie de răzbunare. Nu, domnule, ce facem pe YouTube rămâne pe YouTube, ce facem în trafic rămâne în trafic. Deci, în încheiere, dragilor, vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă credeți că am greșit cu ceva pentru că am purtat uniforma de poliție pe canalul de YouTube și dacă credeți că am adus prejudicii de imagine prin postările mele instituției poliției.